Vacanța este în toi, iar activitățile creative și de dezvoltare prin comunicare interumană sunt mai mult decât binevenite pentru copii. Aș putea să te învăț să faci tubuleți din hârtie reciclată și apoi să confecționăm ceva, anume, putem să reciclăm sticla făcând-o așa. Toate acestea se desfășoară în cadrul târgului cu bunătăți și dichisuri care are loc în aceste zile în centrul orașului Câmpina. Atelierele gratuite pentru copii sunt realizate de Târgul cu Bunătăți și Dichisuri, un concept susținut de Primăria Municipiului Câmpina de 9 ani. Am făcut foarte multe ateliere în școli. Acum, pentru că vremea ne permite, am ieșit afară și invităm pe toți câmpinenii și nu numai, împreună cu copiii, cu vecinii, cu nepoții, să vină și să recicleze împreună cu noi hârtie, borcane, cutii. Ne dorim ca copiii noștri să înțeleagă prin realizarea efectivă a obiectelor ce înseamnă să reciclezi. A recicla e un concept nou în România, deși ar trebui să fie foarte vechi, iar noi credem că atunci când facem, se implementează mai bine, înțelegem mai bine și avem șanse mai mari să reușim. Copiii pot realiza și obiecte din hârtie creponată, niște flori superbe, care pot fi folosite ca materiale de decor, obiecte de decor, care pur și simplu ne bucură sufletul și ne încântă. Ateliere interactive continuă și vineri și la ele pot participa gratuit copii cu vârste între 4 și 12 ani. Cei mici au astfel posibilitatea să experimenteze diverse activități, dar și să devină mult mai responsabili cu mediul înconjurător. În cadrul atelierului, copiii vor învăța să confecționeze flori din hârtie creponată, vor învăța să recicleze sticlă și hârtie, dând o altă formă hârtiei reciclate. Și pentru cei mici, mici surprize, desene pe planșe, îi așteptăm cu mare drag. Părinții care îi însoțesc pe copii pot admira creațiile artiștilor prezenți la târg, dar și să deguste din preparatele producătorilor din Fundata Brașov, Bistrița Năsăud, Târgu Mureș și Voinești Dâmbovița.